Sfântul Duh și puterea celui prea înalt să plămădească împreună trupul acela de Dumnezeu purtător al Sfintei Fecioare, spunea Sfântul Vasile cel Mare. Drept slăvitor creștini, aceste cuvinte spuse de Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre marii ierarhi ai bisericii noastre care a trăit în secolul al IV-lea, numit și secolul de aur al creștinismului. Sfânt pe care biserica noastră îl prăznuiește în ziua de 1 ianuarie. Acesta, Sfântul Vasile, s-a născut în anul 330 dintr-o familie înstărită și foarte vlavioasă din Cezarea Capadociei. Tatăl său a fost profesor de retorică în Neocezarea Pontului, iar mama sa, Emilia, provenea dintr-o familie importantă din Cezarea, distinsă prin educație și funcțiile politico-militare pe care membrii ei le-au obținut. Ambele familii, atât cea din care provenea tatăl său, cât și familia mamei, aveau în rândurile lor mulți martiri care și-au vărsat sângele pentru Hristos. De mic, Sfântul Vasile a fost dus în localitatea Anisa din Pont, unde părinții săi aveau pământuri și unde a fost crescut în frică de Dumnezeu, de bunica sa, Sfânta Macrina cea bătrână. Ea a fost numită cea bătrână spre a fi deosebită de nepoata sa, Sfânta Macrina cea tânără, sora cea mare a Sfântului Vasile. Bunica sa a ucenicit pe lângă Sfântul Grigore Taumaturgul, care a fost elevul lui Origen în școala din Cezarea Palestinei. De la evlavioasa sa bunică a învățat nu numai dreapta credință și tradiția bisericii, ci și admirația față de marele Origen. În această familie binecuvântată au crescut 10 frați, dintre care 5 au fost trecuți în rândurile sfinților. Aceștia au fost Sfânta Macrina cea tânără, Sfântul Grigorie episcop de Nisa, Sfântul Vasile cel Mare, apoi a urmat Sfântul Navgratie, mare puznic și făcător de minuni în pustia Sinaiului și Sfântul Petru, episcop al cetății Sevastia. Sfântul Vasile a plecat la cele veșnice în anul 379, la doar 49 de ani. În această viață scurtă, pe lângă opera social-filantropică cunoscută sub numele de Vasiliade, s-a remarcat atât ca ascet, cât și ca slujitor al altarului și liturghisitor de excepție. A fost un bun organizator, motiv pentru care a fost numit de către contemporani roman printre greci. S-a remarcat totodată ca om de știință și teolog profund. Iubiți fii duhovnicești, în numeroasele sale scrieri, Sfântul Vasile cel Mare s-a referit printre alte teme și la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o omilie ținută la nașterea Domnului, Sfântul Vasile spunea: Dumnezeu este pe pământ, Dumnezeu este între oameni, Dumnezeu care dă legea nu prin foc și în sunetele de trâmbițe și pe un munte fumegând sau printr-un nor întunecos, ci prin furtuni care înspăimântă sufletele celor care îl ascultă, ci acum Dumnezeu este în trup, care vorbește cu blândețe și cu bunătate cu cei care au aceeași natură umană ca și El. Acum avem pe Dumnezeu întrupat, care nu lucrează asupra noastră din depărtări, ci cu întreruperi, așa cum lucra prin profeți. Sfântul Vasile prezintă economia întrupării și pogorârii Fiului lui Dumnezeu la zmerenia și slăbiciunea firii omenești, ca fiind mai mare decât crearea cerului și a pământului. Prin această întrupare Fiului Dumnezeu nu s-a despărțit de Tatăl și nu a părăsit tronul său ceresc. Să reținem, deci, că Domnul Hristos s-a pogorât din cer
dar nu s-a despărțit de Tatăl. În peșteră s-a născut, dar nu și-a părăsit tronul ceresc. În ieslea staului s-a culcat, dar nu a deșertat sânurile Tatălui. S-a născut întrupându-se din fecioară, dar a rămas ca Dumnezeu, fără tată pământesc. S-a coborât pe pământ, dar nu s-a despărțit de cele de sus. Pentru ștergerea păcatului adamic, era nevoie de un Mesia, adică de un răscumpărător, care a fost Fiul lui Dumnezeu. Acesta ne-a răscumpărat, făcându-ne pe noi Lui frați, ci El, nefiind numai doar un simplu om, ci Dumnezeu. Acest mare ierarh din Cezarea Capadociei trăia sărbătoarea nașterii Domnului într-o deplină bucurie duhovnicească. Bucuria era întreținută în inima sa datorită cugetării permanente la dumnezeirea cea neîntinată, la răscumpărarea neamului omenesc îndepărtat de Dumnezeu prin păcatul neascultării, numit și păcat adamic sau păcat strămoșesc. Inima mea tresaltă de bucurie, zicea Sfântul Vasile, și mintea mea a devenit izvor de cugetări în legătură cu ziua de azi, dar limba mi este incapabilă și cuvântul este slab ca să poată să vestească o bucurie atât de mare. Izvorăște minte cugetări vrenice de măreția lui Dumnezeu cu privire la întruparea Domnului. Fă-mă să cuge drept despre dumnezeirea cea neîntinată și neîntinabilă, care n-are nevoie de spălare sau curățire, cu toate că s-a născut cu fire materială. Dumnezeirea însăși îndreptează ceea ce este păcătos. Nu ea însăși este atinsă de păcat. Sfântul Vasile preciza că Hristos a mijlocit pentru noi iertarea păcatelor, ne-a eliberat de păcătoșenia veacului acestuia și ne-a adus stăpânirea peste greșeala aducătoare de moarte. Împăcarea cu Dumnezeu, puterea de mulțumire, tovărășia sfinților în viața veșnică, moștenirea împărăției cerurilor și răsplata cu fel și chip de bunătăți. La sărbătoarea nașterii, Sfântul Vasile spunea ascultătorilor săi: să ridicăm și noi un glas de bucurie prea înaltă, teofanie să punem numele sărbătorii de astăzi, adică arătarea lui Dumnezeu, să prăznuim astăzi mântuirea lumii, să prăznuim ziua de naștere din nou a firii omenești. Astăzi s-a dezlegat blestemul lui Adam. Acum nu se mai poate spune omului pământ ești în pământ vei merge, ci se poate spune, pentru că astăzi a fost unit cu cele cerești, la cer te vei înălța. Astăzi nici nu se mai zice în durere vei naște fii, fiindcă este fericită cea care poartă în pântece pe Emanuel și fericite sunt piepturile care au alăptat copiii. Tot în omilia la nașterea Domnului Hristos, Sfântul Vasile arată pentru ce a refăcut Fiul lui Dumnezeu, a venit și a luat trup omenesc. Pentru aceasta s-a născut Domnul cu trup omenesc, pentru ca tu să fii curățit tocmai pentru ceea ce are El înrodit cu tine, pentru aceea crește și se dezvoltă El cu trupul, pentru ca tu să fii unit cu El prin tăierea în trup obișnuită Lui. În aceeași omilie, acest mare sfânt se adresa credincioșilor la acest praznic, dar ni se adresează și nouă, celor care ne-a fost rânduit să trăim acum, la începutul mileniului al treilea. Ni se adresează prin cuvintele: unește-te și tu, creștine, cu aceia care au primit cu bucurie pe Domnul din ceruri. Gândește-te la păstorii de la nașterea Domnului. Au devenit înțelepți că preoții au fost împodobiți cu darul profeției, iar femeile s-au umplut de bucurie atunci când Maria a fost îndemnată de Arhanghelul Gabriel să se bucure.
Și atunci când Elisabeta avea pe cel ce a săltat de bucurie în însăși pântecele său, adică pe Ioan, prorocița Ana binevestea tuturor, pruncul, dreptul Simeon îl purta în brațe, amândoi se închinau lui Dumnezeu celui mare, arătat pruncul cel mic, fără să disprețuiască ceea ce văd și prea slăvind măreția Dumnezeirii lui. Iubiți credincioși, pruncul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut din Fecioara Maria, care fusese adumbrită de la Duhul Sfânt, după cum îi spusese Sfântul Arhanghel Gabriel și după cum citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 1, versetul 18, unde se spune că Fecioara Maria, înainte de a fi cu Iosif, s-a aflat având în pântecele la Duhul Sfânt. Sfântul Vasile precizează, ambele fapte le-a aflat Iosif prin descoperirea de sus, că și sarcina și cauza sarcinii sunt de la Duhul Sfânt. Tocmai de aceea s-a temut să fie numit bărbat al acestei femei și a vrut să o lase pe ea nascuns, neîndrăznind să dea în vileag cele ce se întâmplaseră cu ea. Sfântul Înger i-a spus lui Iosif, logonicul Mariei, care văzându-o însărcinată a vrut să o lase pe ascuns, că ceea ce s-a zămislit întrânsa de la Duhul Sfânt este. Matei, capitolul 1, versetul 20. De aici, zice Sfântul Vasile, se vede limpede că alcătuirea substanței pentru trupul Domnului nu s-a făcut conform naturii comune a trupului omenesc. Deodată și dintr-un început era desăvârșit în trup ceea ce purta în pântece. Ceea ce s-a purtat în pântecele Fecioarei nu și-a căpătat forma desăvârșită încetul cu încetul prin schimbări și dezvoltări de forme în mod obișnuit, așa cum arată și cuvintele folosite aici. Aici nu se spune ceea ce s-a conceput, ci ceea ce s-a născut, așadar trupul, care a fost alcătuit în urma unei acțiuni sfinte, ceea ce era vrednic să se unească cu Dumnezeu cel unu născut. Sfântul Grigore de Nisa, asemenea Sfântului Vasile cel Mare, precizează că zămislirea lui Iisus Hristos a fost fără însoțire, iar nașterea fără întinăciune și fără durere. Cămară de nuntă i-a fost puterea celui prea înalt care a umbrit ca un nor fecioria. Torța de nuntă, lumina Sfântului Duh, patul, nepătimirea și nunta, nestricăciunea. Deci bine este numit cel ce s-a născut din aceasta, ales din zeci de mii, ceea ce înseamnă că nu e din patul durerii. Căci numai nașterea lui nu e o naștere într-o durere, precum zămislirea e fără nuntă. Făcând o exegeză la cele afirmate de Sfântul Grigore de Nisa, Părintele Dumitru Stăniloae preciza, unde se zămislește într-o feciorie, deci fără împreunare între bărbat și femeie, care strică fecioria, nu e nici naștere într-o durere. Precum zămislirea se face sub puterea Duhului care copleșește carnea și legea firii, așa și nașterea se face prin aceeași putere a Duhului care copleșește legea firii, potrivit căreia nașterea e însoțită de durere. Dacă însuși Duhul din noi poate copleși până la un grad prin întărirea dată de El, anumite procese și simțiri ale trupului, cu atât mai mult o poate face aceasta Duhul Dumnezeu cel Atotputernic, care întărește și Duhul nostru ridicându-L peste nivelul cel mai înalt al celor ce sunt Lui cu putință. Duhul Dumnezeiesc de viață făcător a putut actualiza în sămânța femeii virtualitatea bărbătească din ea. Dar fiindcă femeia poartă în ea virtualitatea bărbatului și bărbatul pe a femeii, fapt care se arată într-un altfel și în apariția Evei din Adam la început. Sfântul Grigore de Nisa, frate al Sfântului Vasile, cum spuneam, zice că omul se naște din întrupare firească dintre bărbat și femeie, iar după moarte trece în nestricăciune.
Dacă aceleași lucruri le-ar spune învățătura noastră și despre Hristos, atunci ai avea tot dreptul să refuzi a socoti drept Dumnezeu pe acela pe care mărturia noastră îl așează în rândul firii. Dacă însă, din potrivă, auzi că El s-a născut, dar atât felul cum a fost zămislit, cât și modul cum s-a născut, trec dincolo de rânduielile obișnuite în natură și de părtășia cu ea, ambele fiind cu totul străine de schimbările care duc la stricăciune. În acest caz, necredința ta va trebui în mod logic și consecvent să facă loc credinței, afirmând că El n-a fost un om de genul celorlalți oameni care se nasc în chip firesc. Ori dacă nu crezi că dacă a fost un astfel de om, atunci trebuie în mod necesar să crezi că era Dumnezeu. Cel ce a istorisit nașterea lui Hristos, acela a adăugat și faptul că nașterea lui s-a făcut din fecioară. Matei, capitolul 1, versetele 16 și 23. Iubiți credincioși, fiecare dintre noi suntem botezați în numele Sfintei Trăimi. Toți suntem creștini și credem că Fiul lui Dumnezeu s-a născut din Tatăl mai înainte de veci și mai credem că Fiul lui Dumnezeu pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, așa cum spunem în crez. Sfântul Vasile zice că Dumnezeu a binevoit să ia trup omenesc pentru că trebuia ca trupul acesta blestemat în urma săvârșirii păcatului originar să fie sfințit. Trebuia ca trupul acesta care a fost leit de puteri prin păcatul săvârșirii să fie întărit. Trebuia ca trupul acesta care se înstrăinase de Dumnezeu în urma păcatului Adamii să fie unit din nou cu El. Trebuia ca acest trup, care a căzut din rai, să fie readus la cer. Această unire cu El, această readucere a noastră la ceruri, înseamnă posibilitatea de a fi cu Dumnezeu în împărăția cerurilor, fapt ce n-ar fi putut avea loc fără întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. El, Iisus Hristos, este răscumpărătorul nostru, iar noi suntem după botez creștini și se cuvine să căutăm împărăția pe care El ne-a dat posibilitatea să o moștenim. În trecut, ca și în vremea noastră, au existat filozofii și filozofi care au lansat învățături potrivnice, contrare învățăturii aduse pe pământ de către Mântuitorul Hristos, cel întrupat și născut zmerit în Ieslea de la Betleem. Se observă limpede o lucrare a Satanei, care nu dorește ca omul, creștinul, să aibă parte de Hristos și să aibă parte de împărăția adusă de El. Tertulian, un scriitor bisericesc latin care a trăit în a doua jumătate a secolului al II-lea și începutul secolului al III-lea, în acea Cartagina Africii foarte înfloritoare, arată limpede deosebirea dintre un filozof, dintre un păgân și un creștin. Și zice: și apoi, ce asemănare poate fi între un filozof și un creștin? Unul discipol al Greciei, celălalt discipol al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care clădește și altul care dărâmă. Unul iubitor de greșeală, celălalt dușman al ei. Unul care strică adevărul și altul care îl restabilește lămurindu-l. Unul care fură și altul care păzește să nu se fure. Cu siguranță creștinul are nevoie de cunoștințe laice, numite de Clement Alexandrinu la vremea sa, la începutul secolului al III-lea,
numite filozofie grecească. Însă conștient cu studierea acestor discipline laice, este nevoie și de cunoașterea învățăturii duhovnicești și evanghelice propovăduite de Mântuitorul Hristos. Zicea Clement Alexandrinul, un părinte bisericesc: după cum plugarii udă mai întâi pământul și apoi aruncă sămânța, tot așa și noi udăm cu apă bună de băut a cuvintelor filozofiei grecești terenul pământesc al sufletelor cititorilor noștri, ca să primească sămânța cea duhovnicească pe care o aruncăm și ca să poartă crește cu ușurință. Un urmaș la vestita școală din Alexandria, Egiptului, a lui Clement Alexandrinul, a fost marele învățat Origen. El spunea: noi, pe când este cu putință, chemăm și pe cei dedicați filozofiei la religia noastră, arătându-le sinceritatea și superioritatea ei. Origen se referea nu numai la diferența dintre învățătura elenă, păgână și cea creștină, ci arată diferența dintre creștini și păgâni, în special cei bogați și cei cu funcții înalte. El scrie: desigur că de favorul și bunăvoința oamenilor și chiar a regilor, noi creștinii nu ne prea închisim. Nu numai pentru că acestea au fost dobândite prin ucideri, desfrânări și cruzimi, ci pentru că ele au fost câștigate cu prețul unei nelegiuiri față de Dumnezeu cel atotputernic sau printr-un cuvânt de slugărnicie și josnicie nedemne. Noi le cerem înțelepților elini, zicea și Sfântul Vasile, să nu ne ia în râs pe noi înainte de a se pune ei de acord unii cu alții. În scrierile sale, Sfântul Ioan Gură de Aur nu numai că arată că nu numai învățătura cea fără de Dumnezeu împinge pe om la păcat, ci și bogățiile și în funcțiile înalte. Funcțiile înalte împing de multe ori la fapte care nu-s pe placul lui Dumnezeu. Trebuie să ai suflet tare ca să împlinești o funcție înaltă așa cum trebuie. Cel care nu are o astfel de funcție, filozofează vrând nevrând. Cel care are funcție înaltă este pus în situația unui bărbat care ar trăi la un loc cu o fată plăcută la chip, dar care a primit poruncă să nu se uite la ea fără a fi pedepsit. Sfântul Vasile scrie și el în același sens: cu tare este vestit cu mulțimea banilor săi. Are în jurul lui o mulțime de lingușitori. Dar și această fățărnicie, roi de servitori care stau lângă el, fie pentru a-l servi la masă, fie pentru alte trebuințe, pe aceștia îi târăște după el și când iese din casă și când se întoarce, ca să stârnească invidia celor care îl întâlnesc. Adaugă acestui bogătaș oarecare putere politică sau dregătorii primite de la împărați sau conducere de popoare sau conducere de oști. Adaugă-i crainicul care strigă cu glas puternic, mergând înaintea lui, lictor de o parte și de alta care bagă spaima în supuși, ca de la ei, de la aceștia vin loviturile, confiscările de averi, arestările, închisorile. Dar nesuferit este frica pe care o are de aceștia poporul de sub mâna lor. Iar după aceasta, cei, într-o singură noapte, sau temperatura mare, sau pleurezia, sau pneumonia, răpește pe om, îl duce dintre oameni și îl dezgolește dintr-o dată de toată înșelăciunea care îl înconjoară, iar slava lui s-a dovedit a nu fi decât un vis. În încheierea acestui cuvânt pastoral, inspirat din învățătura Sfântului Vasile cel Mare,
și din învățătura altor părinți, vă îndemnăm să rețineți un sfat al Sfântului Chiril al Alexandriei, care zicea: cel ce voiește să meargă pe urmele lui Hristos și după puterea omului să imite modelul lui, să nu viețuiască cu iubire de slavă, să nu lucreze virtutea pentru a-și atrage laude, nici să nu se aleagă cu o viață admirată ca fiind foarte nevoitoare, să nu iubească a fi slăvit nici măcar cât de puțin pentru aceasta, ci să dorească să fie văzut numai de ochii lui Dumnezeu, care dezvăluie cele ascunse și face cunoscut ceea ce s-a împlinit pe nevăzute. Să-L rugăm pe Hristos Domnul, cel născut zberit din Fecioară, acum când ne apropiem de un nou an, să ne dăruiască și nouă și în toată vremea și liniștea și pacea de care avem atâta nevoie, să ne facă părtași de nenumărate bucurii duhovnicești, să trăiți într-o mulți și binecuvântați ani. La mulți ani!